Această emisiune a fost înregistrată înainte de producerea tragediei din stațiunea 2 Mai, unde un șofer drogat a omorât doi tineri și a rănit alți trei tineri. De aceea, este cu atât mai important mesajul invitatului nostru, Cătălin Țone, expert antidrog. Părinți, sănătatea și viața copiilor depind, în primul rând, de voi. Bună ziua, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Corazon. Astăzi avem din nou un invitat, a mai fost și în primăvară și eu, din punctul meu de vedere și a multor altora, invitatul meu de astăzi poate să fie declarat omul anului, pentru că a făcut ceea ce mulți așteptam, dar el a avut și curajul să o facă, a intrat într-un ușuroi cu multe, multe furnici mari. Cătălin Țone, bine ai revenit la Corazon, înseamnă că ți-a plăcut, dacă ai acceptat să vii din nou. Bună, mulțumesc mult, mă simt ca acasă. Da. Cătălin Țone, expert antidrog, a mai fost nu doar la emisiune, ci atunci când l-a rugat să intervină într-un caz destul de grav, cel al unei mămici care are o fată cu probleme cu drogurile, a făcut tot posibilul să ajute. Acum este expert antidrog, tot pe aceeași linie și cei care nu știți, deși ceea ce a distribuit el pe Facebook a făcut cam un milion, mai mult de un milion de vizualizări, el a atenționat și a atras atenția, a atras atenția asupra unui fenomen destul de periculos și anume cel al extazului de la festivalurile care tocmai au fost pe aici și care încă mai sunt, că mai sunt și în alte locuri de mai mici proporții, cu acei interpreți care îndeamnă la consum de droguri, la plus versuri obscene, extraordinar, nu le puteai, adică nu puteai. Și ce era și mai șocant era faptul că acolo, în public, erau tineri și ce tineri, adolescenți, care erau în extaz. Așadar, Cătălin a scris despre gheboasă, da? Sau gheboasă, nu știu ce e Cătălin, gheboasă sau gheboasă? Gheboasă, numele de scenă. Numele de scenă. Despre acel interpret care în continuare, să știi, care în continuare e pe afișe, are concerte în continuare. Bineînțeles, el a fost, ne-a prezentat o poveste dramatică. Nu, e bine, adică dacă e un tânăr, uite, duminica trecută, nu știu dacă ai apucat să vezi, a fost invitat la Corazon, un tânăr de aceeași vârstă cu acest interpret, care la 22 de ani este student, muncește de la 6 ani, pentru că a vrut neapărat să facă școală, în ciuda opoziției părinților lui care nu l-au lăsat, a muncit. Cătălin, un copil de la vârsta de 7 ani, a muncit să se întrețină singur la școală. A făcut profesional, a făcut liceu și acum este student la facultate. Iată că el nu a recurs la această metodă de a face bani, pentru că și interpretul respectiv, mie nu-mi vine să-i zic, nu știu cum îl cheamă, care e numele lui adevărat? Gavriș. Gavriș, bun. Ca acel interpret care, domnule, foarte bine să cânte, pentru că da, au sărit alții, bă, dar voi nu ați avut Biugi Mafia, Paraziți, ăia și ăia. Ba da, am avut. Dar tu ai ascultat acele trupe? Sigur. Sunt un bun ascultător. Le-am ascultat pe toți. Pe toți, da. Dar totuși bănuiesc că este o diferență. Adică de la... Bun, și acel interpret s-a dus și s-a plâns că ce viață grea a avut el. Și Marcel Mustafa, invitatul meu, a avut o viață foarte grea, da? Dar uite, el nu face asemenea audiență, pentru că băiatul ăsta chiar ar merita, vorbesc de Marcel Mustafa, cel care a muncit de la 6 ani ca să se întrețină singur la școală, și el chiar ar merita ajutor. Nu ajutor, ar merita să fie plătit să meargă la astfel de evenimente și să le vorbească tinerelor. Uite ce am făcut eu ca să ajung student. Ce crezi, ar avea succes?
Îl iau cu mine la conferințe, cu siguranță. A, bun. Un exemplu pozitiv, un influencer pozitiv. Da, 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 uite, chiar, da. Chiar ar fi bine. Dar el nu ar avea... Ce s-a întâmplat? Că tu și la festivalul de la Mare, la Never See, tu trăgeai ca nebunul semnale de alarmă. Adică eu chiar am rămas surprinsă că între timp, după ce a fost la Corazon și a făcut și pagină de Facebook și este activ, dar este foarte bine, e foarte bine că ești, pentru că ceea ce faci tu acolo este într-adevăr în interes public. E în mare interes public. Și tu cui te adresai? Pentru că ai spus la un moment dat... Domnule, nu puteți să le spuneți copiilor, nu vă mai drogați, că nu e bine să vă drogați, nu vă mai drogați, nu? Deci undeva pornește de la părinți și tu părinților te adresezi în general. Da, mă adresez părinților pentru că părinții, în primul rând, trebuie să aibă cunoștințele necesare pentru a putea să reacționeze, să le vorbească copiilor, să-i supravegheze, să comunice, să fie părinți... Așa cum trebuie, să fie părinți care să înțeleagă trendurile vârstei. Responsabilitate, exact. Și ca atare, ei trebuie să primească de-a lungul timpului anumite cunoștințe, anumite actualizări, updatări în legătură cu ceea ce se întâmplă. Și, din păcate, sunt părinți, am văzut acum, sunt foarte mulți părinți care nu cunosc din cauza faptului că nu au timp suficient, din cauza superficialității, probabil, din cauza tumultului social contemporan, nu știu ce se întâmplă aceste festivaluri. Acum, nimeni n-a inventat apa caldă. Eu, tot ceea ce am postat, nu-mi imaginam că va lua o amploare atât de mare. Tot ceea ce am postat, nu am postat împotriva unui cântăreț, împotriva unui curent de muzică. Nu am avut o reacție împotriva unei trupe. Am reliefat un aspect care ține de îndemnul la consumul de droguri, pentru că este domeniul la care mă pricep foarte bine. În momentul în care tu urci pe internet sau cânti la festivalul piese în care îndemni și înveți cum să-și facă joint-uri, înveți cum să consumă droguri, nu este deloc în regulă, pentru că nu protejăm copiii, nu revindem alcool sau cel puțin teoretic și țigări până la 18 ani. CNA-ul pune bulină și avertizmente pe categorii de vârstă sau acordul părinților, dar în același timp îi ducem la concerte unde sunt învățați, unde sunt înjurați, unde sunt învățați să consume droguri. Și nu este deloc în regulă. Asta a fost primul aspect. Și al doilea aspect pe care l-am constatat, dar și în calitate, nu numai în calitate de specialist, dar și în calitate de părinte, a fost cel legat de faptul că la aceste concerte, la unele concerte, nu la toate, atenție, organizate în România, se permite accesul minorilor de la 1 la 14 ani cu părinții, ok, dar și aici e un aspect care ține de avertizarea părinților la ce scene există obscenități, pentru că există un playlist, nu? Discuți cu, se negociază, organizatorii negociază cu întrebeții respectiv. Dar marea problemă este între 14 și 18 ani, când adolescenții sunt în formare, din toate punctele de vedere, inclusiv neuronal și emoțional, la această categorie de vârstă s-a permis accesul cu un acord scris, un formular printat de pe internet, semnat de orice adult. Adică, practic, și de dealerul de droguri sau și de un vecin de cartier. Nu mi se pare normal. A, deci orice adult putea să spună, exact. Da, copilul ăla poate să participe la... Da? Exact. Și mai mult decât atât, aceste formulare nu s-au verificat niciodată. Iar organizatorul, într-o sfidare sau o superficialitate, nu știu cum să o numesc, menționează public faptul că nu răspunde de autenticitatea celor scrise în acel acord și de semnătură. Și toată responsabilitatea revine minorului. Păi bun, minorul între 14 și 18 ani, tocmai de aceea îi se cere acel acord, acea declarație de participare. Și tu îl faci pe responsabil, dar tu nu verifici. În condițiile în care organizatorul nu are nici firma de pază acces la bazele datele Ministerului Afacerilor Interne care devin populații, dar se putea face un formular, un acord, un parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, toate aceste formulare să se depune cu o perioadă înainte, să dea un cod QR, cum se dă în Germania, iar minorul, când vine adolescentul la acest festival, împreună cu un document de identitate, să pătrundă acolo. Adică se puteau face niște filtre, pentru că adolescenții români sunt cei bombardați, cei străini intră în țară obligatoriu, care vor să participe la concerte obligatoriu numai cu părinții, deci practic nu le trebuie un acord pentru că părinții participă efectiv sau au acordul, dar îl dau părinții, dar adolescenții noștri în schimb sunt bombardați. De ce? Pentru câștiguri. Dacă la un concert, am spus o răspicat, dacă la un concert sau mă rog, un festival care durează 3-4 zile, sunt 300-400.000 de participanți, cum au fost la unele festivaluri, maxim 7.000 sunt minori. Chiar nu putem să filtrăm acești 7.000 de minori ca să nu expunem viitorul unei generații. Asta a fost marea mea problemă. Iar trecând în zona de obscenități, lucrurile sunt foarte simple. Legea 61/91 privind dornia și liniștea publică spune foarte clar.
proferare de injurii, cuvinte obscene, de natură să producă indignare sau reacție publică, este contravenție. Și de aici plecăm, nu contează cine, când, cum spune lucrul ăsta. A, da, în trecut au fost trupe. Da, în trecut, trupele astea clasice, nu vreau să le numenilezez, au fost și astea sancționate. Adică în momentul în care tu știi că acea trupă cântă, ești organizator, statul care aplică legea, sau mă rog, organele de statului care aplică legea, trebuie să știe foarte clar să anunțe pe cel care participă că va urma un bombardament de cuvinte obscene și rămâne la legile fiecărui adult sau dacă îi se permite și părintelui să dea drumul, să permită și minorului, să o facă. Dar trebuie să fim avertizați, trebuie să filtrăm, trebuie să nu avem un comportament degradant pentru că influențează foarte mult minorii în dezvoltarea lor. Iar în legătură cu influențarea lor, la un moment dat, un grup de tineri din afară, care sunt români și locuiesc afară și susțin legalizarea tuturor tipurilor de droguri, asta ca o paranteză, dar nu există niciun studiu științific în legătură cu influența muzicii în debutul de droguri sau în debutul, nu știu, în debutul unor vicii sau unor comportamente deviante. Păi, dar nu cred că trebuie să existe. Pentru că peste tot în lumea asta sunt reguli și legi în legătură cu ordinea și liniștea publică, cu un comportament decent. Este simplă. Și eu cred că ei n-au făcut sau nu le știm, dar sigur există. Adică cum să nu influențeze? Doamne, eu, uite, și atunci când ai postat un videoclipul acela, eu mă gândeam, părinții aia care își văd copiii, adică ăla, interpretul pe scenă, spunea niște chestii care, adică eu ca adult eram îngrozită, care am auzit multe, da? Și, dar totuși fiind un loc public și poate și noi sau adulții mai vorbim așa, dar totuși de pe o scenă, ăla spunea ce spunea și fete erau în extaz. M-am gândit, Doamne, părinții lor care le văd, dar după aceea am văzut niște reacții de la anumiți părinți, ei și ce dacă, și noi am fost tineri, și noi... Dar nu e, pentru că, uite, tu, înainte de emisiune, ai zis să facem o ediție bine documentată și mi-ai trimis niște date care sunt înfiorătoare. Da, și pe vremea mea, da, era cu Biugi Mafia, cu paraziții, cu ăia. Degeaba spui tu de contravenție. Cât e amenda la contravenție? De la 500 la 5.000. 5.000? Gheboasa ți aruncă 5.000, uite așa, uite așa face și ți aruncă. Adică e și toată chestia. Și plus, dar nu contează, adică ce a urmat apoi, știi, adică spălare. Nu condamnăm pe nimeni, nu se înțelege, doar că această modalitate de a transmite tineretului mesaje atât de toxice nu este în regulă. Și, nu? Categoric. Trebuie să punem filtre. Asta este clar. Și dau un exemplu. Cei care preferă să facă plaje la nudiști. Ok, sunt plaje amenajate pentru nudiști cu însemne. Cine vrea să meargă, merge. Cine nu, nu. Adică putem să facem o selecție. Dar trebuie să fim foarte atenți la minori. Pentru că de foarte multe ori sunt și părinți care ori nu știu, ori nu vor, ori nu pot. Și dacă nu vor, atunci statul este obligat prin direcțiile de pentru protecția copilului, prin diferite instituții, să intervină atunci când există o carență educațională. Și ca atare trebuie să filtrăm foarte bine acest eveniment. Dacă vorbeam despre festivaluri, la un moment dat s-au făcut și analogii, domnule, e vorba de Cluj, că e un festival de succes. Deci am spus-o răspicat, festivalurile de muzică în ultimii ani a pus România pe harta turismului. Este un lucru extraordinar. Faptul că vin sute de mii, poate milioane într-un an de zile de turiști și aduc bani în țară și autoritățile câștigă prin închiriere, organizatorii, pe taxe și impozite se câștigă, totul este în regulă. Dar haideți să nu o facem oricum. Adică haideți să facem un lucru civilizat, să facem un lucru, să ne uităm și în exterior, că vă spuneam, Germania filtrează prezența minorilor. Păi tocmai asta e. La noi de ce se... Că parcă aici toate experimentele. Cu mâncarea proastă la noi se face, că toată se aduce la noi, că noi cumpărăm. Cu chestiile astea imorale, indecente, tu, cum vrei să le numești, tot la noi se fac. Adică de ce noi, pe copiii noștri, să expunem așa, că de ce? Că vrea unul să facă bani? Nu! Trebuie totuși o intervenție, o intervenție a statului. Da, domnule, ne-a spus, bine, nu genul de, bine, eu sunt și bătrână, nu sunt genul de festivaluri la care, nu, dar am văzut femei de vârsta mea care merg și da, se extaziază și, mă rog, nu e așa, genul. Dar
Nu le poți face, nu poate statul ăsta, că de aia e stat, oricât de mare ar fi lăcomia unor privați sau a unor administrații locale, să permită asemenea experimente, că sunt, că dacă în alte țări nu e permis și la noi e permis, înseamnă că sunt experimente, da? Să știți că sunt organizatori de la unele festivaluri care au interzis accesul minorilor până în 18 ani. Adică s-au gândit foarte bine, au calculat, au văzut ce interprezi, vin de muzică, interprezi români sau interprezi străini, că sunt și interprezi străini extrem de extravaganți. Și v-aș da un singur exemplu, un interpret pe care l-am avut, am gestionat situația de la acel concert la un mall din București, au fost câteva mii de participanți, mulți minori, are videoclipuri, 21-22 de ani, ca să este în general vârsta principalilor care îndeamnă la consum de droguri, și are pe YouTube videoclipuri în care explicit aruncă cu pungile de cannabis, îndeamnă, nimic nu există fără droguri, adică chiar avem o problemă și trebuie și aceștia, trebuie să îi filtrăm. Să-i filtrăm foarte atenți și să avem grijă ca ei să știe ce și asumă în momentul în care fac aceste îndemnuri. Pentru că articolul 10 din legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului spune foarte clar, îndemnul la consum ilicit de droguri nu trebuie să fie urmat de executare. Deci, practic, trecem din zona contravențională, cea cu de obscenități, și îndemnul efectiv înseamnă infracțiune. Deci nu ne jucăm cu așa ceva. Și mai ales dacă este vorba despre un minor, cu atât mai mare este pericolul. Da, bun. Să zicem că vor fi unii că încerc să văd cam care ar putea să fie reacțiile, sau le văd care sunt, să anticipez niște reacții. Da, domnule, că tot ceea ce este interzis este mai tentant, nu? Așa se spune. E o tendință umană, da. Da, că ce e interzis? Și că dacă interzicem, oricum se duc pe YouTube și găsesc acolo și așa. Bun, atunci, nu ar fi oare mai bine ca o parte bună a acestui buget, dacă ne pasă de viitorul acestei țări și de tinerii ei, să fie alocată pentru prevenție, că dacă unui copil, unui adolescent în formare, îi pui la dispoziție, da, îi pui fizic aceste manifestări la care poate să se ducă, pe YouTube îl lași liber că are acces, nu știu dacă mai funcționează la, probabil la piesele astea nu funcționează, că trebuie să, dar cred că acolo poți să pentezi că ai 18 ani. Sau dacă îi pui, bun, îi dai toate astea și îi spui, uite, te duci, asculți despre droguri, asculți versuri obscene, te duci pe YouTube, asculți aceleași lucruri, da? Și te duci la școală. Și acolo puțin îți pasă că o biată învățătoare o să încerce să spună copile, uite, să-ți vorbim despre ce, cum e bine în viață, deci nu știu. Și tu îi spui, ce vorbești, doamnă? Că ăla care vorbește ce îmi spui tu să nu vorbesc, ăla își câștigă milioane de euro sau, mă rog, sume amețitoare de bani, da? Și trebuie să-l faci pe copii și din familie. Dar în familie, haide că vedem aici toate cantitățile astea stupefiante de droguri care circulă, astea bănuiesc că le consumă niște adulți, care probabil sunt părinți. Deci de la unii chiar nu ai ce să aștepți, că și-ar putea educa ei înșiși copiii în așa fel încât să-i educe bine. Deci asta este problema. De ce nu te trag la răspundere, vorbesc așa. De ce nu se investește mult mai mult în educație, în prevenire? Pentru că dacă unui copil îi arăți, probabil dacă îi arăți cum ai pus tu și cu O'Connor, care a, da, tu ai spus că toată lumea a plâns, o vai de mine, da, săraca a murit, a nu știu, dar tu ai spus, femeia s-a drogat toată viața ei. Așa este. Ai atins un punct foarte sensibil. E vorba despre influencerii negativi și pozitivi despre care am vorbit. Influencerii negativi sunt cei care îndeamnă sub o formă sau de la vicii, la dezordine și trebuie să supraveghem, să filtrăm, așa cum spuneam, și cei pozitivi. Și alt exemplu cu acel băiat care l-a avut la emisiune și alții pe care eu la conferințe, alții care sunt public și vorbesc despre modul cum câștigi în mod cinstit, în mod corect banii, adică îi putem scoate în față. Și un lucru foarte important pe care, un alt lucru foarte important pe care l-ai putut, este cel legat de investiția în prevenire și în educație.
educație. Noi trebuie cu banii câștigați sau, mă rog, de la buget bine proporționat să facem programe, să dezvoltăm programe, să le umplem timpul copiilor, să facem într-așa fel încât să-i rupem din zona de natură și de vicii, să ducem către o zonă în care să primească, să genereze acea dopamină, ca ei să revină acolo și să stea departe perioada cât ei sunt sensibili, pentru că vorbim așa, nu? Undeva până la 21-22 de ani, până se formează emoțional, neuronal, atunci chiar pot fi influențați. Dar cel puțin segmentul acesta, 14-18 ani, până devin major din punct de vedere juridic și social, atunci să încercăm să-i ajutăm. Să știți un lucru, s-a neglijat problema aceasta. Eu am spus, și chiar dacă mi-am atras probabil ceva zone de critică, despre droguri s-a vorbit cu mâna la gură. Nu este normal să fac așa, nu este normal să nu recunoaște ceea ce am greșit, să vedem unde sunt problemele, să vedem exact cum este în exterior. Și vă dau un exemplu, concret, acum cu Germania. Germania face niște pași către legalizare. Cannabis. Discutam astăzi despre treaba asta, da. Oare Germania este un exemplu pentru noi? Să vedem dacă se va legaliza, eu cred că da. Germania este un exemplu pentru noi? Da, hai să vedem, Germania este cu 20-30 de ani din punct de vedere al consumului, al fenomenului traficului de drog înaintea noastră. Hai să vedem ce a făcut Germania acum 20-30 de ani, hai să vedem care a fost situația. Hai să învățăm să nu luăm totul de afară, fără să coacem, fără să filtrăm și fără să adaptăm la realitățile noastre. Este o mare problemă, pentru că, bun, noi suntem, decidenții sunt atotputernici la noi în țară, da? Pot fi trași la răspundere sub o formă sau alta, filtrele acestea de la UE, de la NATO, dar ei fac ceea ce vor. Nu, haideți să le spunem noi, să ne uităm noi în exterior ca specialiști, să ne implicăm noi ca părinți, să le spunem cam ce ar putea să facă. Să miști societatea civilă, adică mie mi-ar plăcea să existe o mișcare de asta a societății și să nu se întâlnească și să nu se mobilizeze doar atunci când îi scot alții. Dom'le, e vorba despre copii, despre copii și tineri, nu înțeleg asta, care e problema? Că pe mine asta mă... nu se poate, adică uite, o să punem și noi acel videoclip, probabil fără, adică sigur fără sonor, da? Așa, să se presupune ce spune, nici nu putem, nici nu ne-ar lăsa nici cine, dar nici n-aș pune așa ceva. Dar trebuie părinții să le vadă fețele acelor tineri, acelor adolescenți, cum arată, adică ei sunt în extaz, nu se, bun, nu, că a venit acasă și a trecut și s-a dezlănțuit și nu știu ce. Deci oamenii ăștia zici că nu știu pe ce lume trăiesc. Uite, tu ai o fată, da? A vrut ea să meargă la un concert de... Bun, da, să zicem, dacă ți-ar spune, tata, aș vrea să mă duc și eu, ce i-ai spune? Păi, nu, aș începe de la origini. Am realizat, pentru că am gestionat măsurile specifice antidrog la concertele astea de ceva timp, de când au apărut concertele și nu numai. Și mi-am, Alexuța are acum 14 ani și de când era micuță, de la, pe la 4-5 ani, am plănuit împreună cu soția să inducem și să scoatem în evidență pe linie muzicală, pentru că toți tinerii și e firesc, și adulții, dar în special copiii, să se ducă către un gen muzical, către un interpret. Și am dus-o către genul de muzicale care sunt ok, nu, deci nici de cum muzică clasică, am dat alternativă, ascultă și muzică clasică, dar nu e asta important. Ceva la modă, interpreți care sunt de succes și care nu sunt vicioși și ea la ora actuală ascultă, ea și-a extins plaja, a auzit și celelalte melodii, colegii le ascultă melodii extravagante, dar ea s-a retras într-o zonă și ascultă interpreții, le citește story-urile, îi urmărește, interpreți care au o viață ok. Adică o putem face de mici, adică putem să începem de când încep să deschidă ochișorii și să realizeze, să mergem către ei cu acest îndemn și să încercăm să-i ținem departe. Iar dacă să ajungem într-o situație pe care a exemplificat-o tu și spune, mă duc la un concert, nu trebuie interdicție explicită, violentă. Nu-ți dau bani, nu. Bănuiesc probabil când îți cere voie, ea deja a vorbit sau el, copilul, deja a vorbit cu cineva, cu anturajul să meargă acolo. Atunci sunt două variante. O variantă în care să conștientizăm, să discutăm, să vedem dacă într-adevăr știe cine este acea persoană. Și au fost situații în care, vă spun sincer, am fost la anumite conferințe, fac o paranteză, la anumite conferințe și întrebam, cine vă place? Și tu spuneau X, cântăresc, care a îndemnat la consumul de droguri și a spus... Ce credeți despre el? E un deștept, are mașină, are bani. Și zic, nu e adevărat, stă într-o garsonieră. Are într-adevăr o mașină de 100.000 de euro, stă într-o garsonieră, a fost de 3 ori la dezintoxicare. Este vai de... Așa s-a întâmplat, pentru că nu știu datele astea. Să-i spunem cine este. Și asta nu este e suficient. Și vina presei care... Exact.
nu este suficient, după care să încercăm să găsim alternative pentru ziua respectivă. Să-i spun fermă, bă, uite că e treabă, eu cred că tu, se exagerează puțin, hai uite să mergem, ce-ți place ție, la țară, bă, îmi place să mergem la, nu știu, să mergem la turci, la mare sau la greci. Încercat ceva și adus în schimb. Sau dăm o petrecere acasă, bă, uite că nu mă așa. Bun, hai să zicem că nu toți părinții că au bani ca să-i ducă, da. Niște părinți care... Alternative. Da, ei ce pot, și... fiind conștienți că nu e, n-ar fi bine, că nu, sunt și ideea care ia bani, bine, sunt și părinți de bani gata, care ia bani și du-te și fă ce vrei, că am încredere în tine și așa mai departe, dar sunt și oameni care nu au sau, nu știu, sunt situații, nu le judecăm, dar trebuie tu aici și noi să spunem, dom'le, uite, puteți face chestia asta, bun, pentru cei care nu au posibilități. Dacă nu pot, dacă întâmpin o poziție puternică, ar fi un semn sau o insistență să meargă, este un semn al tendinței către dezechilibru, către anturaj, către partea vicioasă, aș accepta să meargă, dar aș negocia zona de participare împreună cu mine sau împreună cu părinții, dacă vorbim la general. Spre exemplu, nu știu, mă, uite că treaba, merg cu tine pentru că e o problemă și tu stai în gașca ta, cel puțin, să poți să intervii dacă este vreo problemă și vreo criză, cel puțin să fii undeva în apropiere sau cel puțin să știe că totuși ești acolo, că totuși contezi, că totuși... Adică aș face un joc într-așa fel încât să negociez și să mă agăț de fiecare centimetru pentru a-l ține departe, pentru a-l ține departe de aceste vicii. Și încă o dată spun, nu e vorba despre interzicere explicită, nu e vorba despre încuiat în casă, despre bătaie, nu. Violența, coerciția violentă sau ieșirile exagerate nu au ce să caute într-o educație, pentru că atunci marchează copilul, marchează copilul, opoziție, fruct oprit, fruct dorit și totul se învârte într-un cer vicios. Dar în același timp aș face tot ce e posibil și m-aș gândi dacă nu cumva, să zicem prin absurd, chiar l-aș lăsa, fără să merg eu, fără să știe că sunt acolo, poftim, sau că sunt în zonă. Dar m-aș gândi că am o problemă, este un declic și cum să repar în perioada imediat următoare prin merge la un sport, încerc pe cât posibil să accesez anumite medii în care sunt copii care sunt echilibrați. Aș încerca să văd care este problema la școală, să comunic mai mult cu factorii școală. Adică, practic, ar fi un semnal de alarmă pentru mine că nu este deloc în regulă ca să participe la aceste festivaluri unde este o nebunie. Și mai vă spun un lucru. Și mai spun un lucru care cred eu că e de importanță și puțin l-au spus. De ce oare mari organizatori de festivaluri nu pun pe toate bannerile undeva într-un colț măcar? Este o zonă în care nu se consumă droguri. Cei care vin aici să nu consume droguri. De ce nu spun lucrurile astea? Pentru că se face o analogie greșită între un stil de muzică și consumul de droguri. Iar cei care vin să consume droguri nu sunt puțini. Cei care vor să vândă droguri, cere și ofertă, vin și ei și atunci nu mai sunt clienți. Adică aici trebuie să ne gândim, nu cumva ne vindem viitorul copiilor? Nu cumva este un joc, zicem, există în Occident, păi stai, Woodstock a fost de-a lungul timpului. Da, dar hai să nu luăm toată mizeria din Occident, să mă scuz de expresie, hai să nu luăm toate lucrurile negative, hai să încercăm, așa cum spunea, să le filtrăm, să le adaptăm la ceea ce avem în România. Și nu este greu, nu este greu. Sunt niște chestiuni, sunt niște modificări legislative care trebuie făcute. Și aici vreau să mai dau un exemplu. Există legislație în legătură cu pătrunderea pe stadion. Știi că în momentul în care anumiți huligani pătrund și săvârșesc contravenții sau săvârșesc fapte de violență, se interzice prezența la festival. Da, de acord? De ce să nu modificăm noi legislația în legătură cu organizarea concertelor? În momentul în care un interpret sau și un participant, de ce nu, vorbește obscen, să comportă obscen, să vorbește o contravenție, la a doua contravenție sau măsură complementară la contravenție, interzice la festivalul timp de 2 ani de zile. Hai să vedem cântărețul care urcă pe scenă, se mai la organe genitale sau mai vorbește obscen, ești mai permite să mai facă lucrul ăsta? Că zic că lumea vrea, domne, care are mulți admiratori. Da, dar să ne gândim, creierul copilașului nu este încă format. El se duce către o zonă de rebelitate. Sunt valuri în adolescență. Tocmai noi trebuie să fim foarte atenți ca nu cumva să rămână în prăpastia valului, să depășească valul și să poată să dezvolte, să crească în mod sănătos. Da, așa ar fi normal, ar trebui, adică chiar mult mai drastice să fie măsurile, pentru că astea cu contravenții, adică totuși să nu pară România chiar, acum o să spun un clișeu, un sat fără câini, când e vorba de pătrunderea a tot ceea ce este mai rău, pentru că lăsăm porțile deschise să pătrundă tot ce este așa cum, iată, tu mi-ai trimis că mi-ai făcut, uite, un invitat model și mi-a făcut documentarea la emisiune. Nu, că normal că se pricepe și am zis să vorbim
să vorbim de această nebunie care există. Domnule, ai zice că ca nebunii lumea. Deci după cifrele și după cantitățile de droguri care circulă în lume și în România, dai așa, câte... s-au găsit recent 500 de kilograme de cocaină într-un... Acum aduc în banane, da? În banane, da. Este, așa este modă, mă rog, este mod de operare. E o cantitate care a fost în, acum 2 ani depistată la Chiajna într-un transport. Patronul întâmplător a identificat această cantitate. Dar ceea ce este relevant și ți-am scris acolo este legat de faptul că de curând, în urmă cu 3 săptămâni, în Rotterdam, care sunt între porțile principale de intrare a cocainei din America de Sud către Europa, Europa fiind unul dintre cei mai mari consumatori alături de Statele Unite ale Americii, 8.000 de kilograme, adică 8 tone, și de asemenea Cehia într-un port tot în banane, la fel ca și în Rotterdam, 600 de kilograme de cocaină. Și ce este relevant pentru România în toată această ecuație? Vedem clar că s-a intrat, da, acum 2 ani de zile. Da. Vedem, să ne amintim de cazul de acum 4 ani din Delta, cu acel naufragiu cu tonele care au plutit pe Marea Neagră. A spus-o biroul pentru combaterea traficului de droguri și criminalitate al Organizației Națiunilor Unite, a spus-o și comisarul pe afaceri interne Ylva Johansson, de asemenea și directorul de la biroul pentru combaterea drogurilor și toxicomaniilor la nivel european de la Lisabona, a spus-o că foarte clar România a devenit, sau prin portul Constanța, una dintre porțile secundare de intrare a cocainei în Europa. Și dacă traseul nu urmează normal prin Panama, cum se vine în general, și în Ecuador, care e transportator de fructe, unul dintre cei mai mari transportatori de fructe, și acolo sunt două crime despre care vorbeam, e vorba despre recente acel primar care a fost omorât de către clanurile cartelului. Din orașul Pormata, Agustin, exact. Da. Exact, apoi acel candidat la președinție, la fel, care s-a arătat pornit împotriva crimei organizate, Panama, se numează Atlanticul, și fie dacă nu se duce către porturile din cele mai importante, Rotterdam, au spus oficialii Rotterdam și Anvers din Belgia, anul trecut am sumat 162 de tone de cocaină, urmând Franța cu 28, fie se duce către Franța, Italia, Spania, dacă nu se pătrunde în Adriatică și avem Croația, Herțegovina și Albania, și o rută care este importantă, mai ales după ce porturile din Ucraina au devenit instabile, se pătrunde prin Bosfor în Marmara, Bosfor în Marea Neagră, și România și Bulgaria au devenit puncte de interes pentru aceste cantități importante, pentru că, așa cum spuneam, Europa este o sugativă de cocaină, având în vedere faptul că este un drog stimulant, este un drog care se vinde foarte bine, este un drog care este scump la noi în Europa, este un drog care se fabrică ieftin acolo și creează adevărată industrie de comerț, de trafic și de comerț cu câștiguri foarte importante de bani. Noi ar trebui ca țară să ne gândim foarte bine, să ținem cont și de faptul că avem festivaluri în cadrul cărora se consumă cantități mari de droguri, inclusiv de cocaină și mai ales de cocaină, fie că vorbim de cocaină curată, mă rog, curată, albă, normală, nepreparată, fie cocaină roz sau alte culori în combinație, în cocktailuri. Să ne gândim foarte bine să ne întărim zona de Constanța. Există acolo un birou specializat pentru combaterea crimei organizate în Portul Maritim, care ar trebui întărit în mod normal, un aspect. Al doilea aspect, să ne întărim foarte bine reacțiile vis-a-vis de cetățenii străini, dealerii care vin în România, și să ne amintim că la un festival în mini-vacanța de 1 mai au fost numai puțin de 20 de dealeri străini probați și arestați la acest festival. Nu vorbim de cei români, dar atunci au fost mai mulți străini, și am avut acum un festival de curând organizat undeva în Banat, la fel, doi dealeri veniți la un festival micuț să comercializeze drogul. Deci vedem că... titularii exact. de licență sau ce au. Exact, trebuie să ne întărim structurile de combatere, prevenirea nu trebuie să o neglijăm, și de asemenea foarte, foarte bine, și tu știi foarte bine că știi istoria Cristinei de la Sibiu, da. Trebuie să acoperim zona de tratament, pentru că suntem descoperiți. Și atunci putem să vorbim într-o variantă, nu știu peste cât timp, despre eventuală legalizare, așa cum se spune acum și mulți propun, am văzut chiar parlamentari care sunt foarte insistenți în a legaliza consumul în scop recreațional. 3 grame, cu 3 grame. Și este o mare greșeală, în opinia mea, la ora actuală. Și nu spun pentru că este o zonă de conservatorism a mea, este o zonă de exagerare sau având în vedere influențele profesiei. Nu, sub nicio formă. Nu suntem pregătiți, având în vedere toată această infrastructură pe care o avem, și de ce nu conceptual, de ce nu din punct de vedere al digestiei acestei noi măsuri. Riscăm să avem generații întregi de copii drogați, riscăm să influențăm negativ dezvoltarea și viitorul țării, permițând
indiferent care sunt normele de permisivitate, spre exemplu, nu știu, până 18 ani n-ai voie să consumi. Crezi că nu se consumă? Păi avem o interdicție la alcohol, dar ei se îmbată pe la petreceri. Se îmbată în mod constant. Ei sunt dependenți de alcool, adolescenți. Despre ce vorbim? Eu zic să mai stăm, să fim foarte atenți, să nu ne repezim, pentru că riscăm să greșim. Să ne uităm foarte mult afară, așa cum spuneam, și să filtrăm tot, să așezăm la noi în țară, așa cum ne stă nouă bine să facem. Cătălin, dar eu am impresia uneori că, precum unii părinți, așa fac și autoritățile. E, nu se poate. Deci nu, că știi, unii părinți așa, nu, copilul meu nu pățește așa ceva, sau haide că doar o dată a luat așa. Mai ales că au pătruns și drogurile astea de sinteză. Sintetice, da. Da, care sunt foarte periculoase, adică am citit niște chestii absolut, parcă tu ai scris sau altcineva, nu știu, cu niște efecte îngrozitoare, referitoare la desprinderea cărnii de pe oase la, în timp, așa, nu după o... Și oameni, adică totuși, domnule, să ne gândim, nu putem să zicem, ei, lăsa, că nu o să ni se întâmple, că nu cred că ni se întâmplă. Mai ales când, iată, există date care arată că pe aici e un trafic extraordinar, adică se face așa, foarte lejer. Și atunci, într-adevăr, pui acolo unde zici tu, la Constanța sau unde e biroul ăla, și întărești toate aceste structuri ca să se întâmple ceva, zic eu. Și educația. Și în paralel cu educația, bineînțeles. Da, am discutat despre cocaină. Un drog scump, e undeva 100 de euro gramul în România și în Europa. E scump, e ieftin la ei acolo, în America de Sud, America Centrală. Dar sunt probleme serioase și grave cu drogurile sintetice, aceste enobotanice, cum se numesc, sau legale, dar nu mai sunt legale, clar că sunt incriminate. Și Biroul European a atenționat în urmă cu o lună în legătură cu faptul că au fost anul trecut descoperite mai puțin de 43 de noi substanțe, noi formule chimice extrem de nocive. Da, care s-au adăugat la inventivi. Cele 950 care erau deja. Deci avem 1000 de substanțe și eu vă spun că sunt combinații în continuare și se fac în continuare. Sunt foarte ieftine, undeva între 7 și 12 lei un pliculeț, deci banii de un sandwich, zic eu, banii de un suc. Este foarte greu să ai un control financiar având în vedere prețul ăsta foarte, foarte scump, foarte ieftin. Și în condițiile astea corobora și cu faptul că dependența se instalează rapid de la prima doză. A doua, a treia, lucrurile sunt deja statuate, bătute în cui aproape și au și un efect toxic în organism și așa cum spuneai, că mănâncă musculatura, atacă organele interne. Sunt foarte multe situații în care adolescenții, în special, ajung la un zis de primă urgență cu semne de supradozaj sau anumite crize sau sevraj. Și... Sau cum a fost fata aceea de la Bacău, da, care a murit sau... Medicii nu știu ce să le facă, pentru că nu știu care sunt substanțele și de foarte multe ori nu trebuie să ne ascundem. Au spus-o și un medic acum, în urmă câteva luni de zile, de la INML. Nu sunt marcă, nu sunt identificatorii ca să vedem exact cum s-a drogat. Iar dacă vorbim cu ce s-a drogat, ca să putem să intervenim pentru combaterea supradozajului și să-l salvăm. Dar dacă vorbim de cazul de la Piatra Neamț, cred eu că este o lecție pentru părinți și mă bucur mult că mass media a accentuat și a analizat foarte bine acest caz. Bine, este o dramă a părinților, discutabil, numai prin locul lor să nu fie în aceste situații, dar trebuie să spunem respicat, în primul rând, disponibilitatea de droguri pe piață și să nu uităm că în cercul constatator al decesului, medicul legist... Nu știu cât de atent în faza asta, pentru că e un certificat de moment, urmează un raport toxicologic complex, a scris mai puțin de trei substanțe din aceeași clasă, substanțe care au fost incriminate de-a lungul timpului, una o substanță acum 20 de ani, una acum 6 ani și una în aprilie, deci practic presupuse găsite în organism și la percheziție s-a găsit o a patra substanță în aceeași categorie la cei doi complici traficanții care se pare că aprovizionau pe acest tânăr. Dar peste toate astea va fi o anchetă cu siguranță și vor face treaba oamenii. Peste toate astea, e o problemă foarte serioasă din punct de vedere la supravegherii parentale, de-aia am spus că e o lecție pentru părinți, este legată de părinții fetiței. Eu am înțeles să fii modern, nu-i cunosc, nici nu mă interesează și nici vreau să intru foarte multe detalii, am spus că e îndurată familia, dar trebuie să gândim foarte bine când îi lăsăm, unde îi lăsăm și cum verificăm unde pleacă. Era un concurs, că am înțeles, de fațadă, Inspectoratul Școlar Neamț s-a pronunțat și a spus că nu știa despre ce este vorba, deci nu era un concurs oficial, cum lăsăm copilul să plece la 300 de kilometri, să doarmă undeva sau
ce supraveghere avem. Am văzut că a vorbit cu mama până la 10:30, 11, uh-huh. a indus-o în eroare, am văzut lucrurile astea. Un aspect. Și al doilea aspect, din punct de vedere al părintelui, al părinților acelui tânăr de 19 ani, în condițiile în care îi permis să vină acasă, că am înțeles că era acasă un părinte sau amândoi, nu știu exact, permis să vină acasă cu o fată necunoscută care avea semne de minorat, dar nu știi pe cine bagi în casă, cum, și te duci direct pe, la cameră. Și, adică sunt niște chestiuni care înseamnă scăpări. A fi modern nu înseamnă să fim neglijenți, a fi modern nu înseamnă să exagerăm cu ceva, pentru că un singur tempo pierdut, o singură zlăbiciune de acest gen, duce către moarte. Și am văzut care este costul. Nu trebuie să greșim a doua oară. Am greșit odată și lucrurile s-au închis. Nu este corect. Hai să fim precauți, chiar dacă suntem puțin conservatori, hai să fim, să dăm telefon să vedem unde se organizează, să încercăm să mergem. Nu e niciun fel de problemă. Nu merg cu tine, te duci cu fetele, niciun fel de problemă. Mă duc la... Ne luăm undeva o cameră la munte la 20 de kilometri, la 30 de kilometri. Știa copilul, știa, fetița probabil știa sau afla sau... Bă, sunt părinții aici, nu-mi permis să nu mă duc acolo. Eu spun cum a făcut fetița mea. Bine, respectând proporțiile, nu e un caz asemănător. N-a fost tabără în care să nu mă duc undeva în apropiere, sub o formă sau alta. Am spus, mă, e normal. Și au fost situații în care m-a sunat. Tati, nu mi se deschide bagajul, s-a blocat. Poți să vii? Da, tati, vin. Mai știu și ceilalți că aceste tabere, aceste ieșiri, de multe ori atrag traficanții de droguri. Sau cei care sunt către vicii. Categoric, da. Mai ales dacă vreun la o vârstă. Știa, băi, stai puțin, chetasul aici în zonă, mai e și polițist, e o problemă. Adică pe cât posibil să facem totul ca să-i ținem, să-i ținem, să-i protejăm. Până-i trecem o perioadă. Pe urmă, ce vrea să le ofere soarta și viața? Mai puțin putem să influențăm. Da, așa e. Mai vreau să vorbim despre un lucru, pentru că, în afară de faptul că intră drogurile în România, e nenorocire mare, am văzut colegii tăi au intensificat și au avut niște acțiuni de succes de depistare în trafic sau fie o șoferilor care nu doar că erau sub influența drogurilor, dar și probabil și dealeri de droguri. Cătălin, ce nebunia, Dumnezeu, zici că tot al doilea, exagerez, al zecelea om e drogat. Ce se întâmplă? Adică e chiar așa, nu știu, ce te aduce? Disperarea? Ce se întâmplă? E un fenomen social, eu... Da, care, mă rog, pentru mine tu ești o sursă mai mult decât credibilă, da? Și te urmăresc și ar fi bine ca toată lumea să o facă. Sau oameni ca tine, da? Sau cei care lucrează în domeniu. Tu mi zici că a nebunit lumea. Ce naiba se întâmplă cu atâtea droguri? Ce e? Noi trebuie să fim anticipativi. Noi trebuie să ne dăm seama că va veni un moment în istoria noastră socială în care vom ajunge să ne confruntăm cu această situație. Pe noi trebuie să ne prindă tot acest val. Deci trebuie să judecăm lucrurile, dacă luăm la istorie, după Revoluție. N-am avut legislație timp de 10 ani, din 89 până în 2000, și a fost o mare problemă. Ne-am perfectat în 2002, 2003, 2005, instituțiile, mai vorbesc, Agenția Națională Antidrog, DICOT, sursele, structurile care țin de combatere. Deci, practic, ne-am trezit oarecum târziu. Lipsa clinicilor este o altă problemă pe care noi ne-am tratat-o și acum vedem că ne confruntăm cu această situație și încercăm pe să recuperăm. Este foarte greu să recuperăm, pentru că sunt chestiuni care nu se fac într-o lună, două, trei, într-un an. Se fac în timp. Este logic, într-un fel. Tinerii simt nevoia de dopamină, tinerii simt nevoia de distracție, se uită foarte mult în Occident, pentru că nu am importat acum, nu vorbeam despre cântăreți, despre... Este foarte importantă influența negativă a anturajului despre care vorbeam, la fel, e superficialitatea părinților de asemenea, pentru că părinții, să știu, o mare cheie a lucrurilor care ține indiscutabil de debutul în consumul de droguri și de cum ne ține copiii de față de droguri, este cea legată de educația copiii în zona de parenting. O să zici, bă, da, bine, vine și face pe filozof. Nu! Deci părinții nu știu un lucru elementar sau nu exersează, nu se forțează, dacă nu pot face din plăcere, să vorbească, să comunice cu adolescentul. Eu am spus, îmbracă, dezbracă haina de părinte, toate vârstele sunt importante. Spune că de la 0 la 2 ani trebuie să mângâi copilul, să vorbești cu el, știi prea bine că ai fost, te găsești copilul foarte ok și nepoțele și totul este în regulă. Dar adolescența se schimbă lucrurile. În primul rând trebuie să fii la curent cu toate tendințele care sunt în jurul copilului tău. Și bine, cum să faci? Să stai în boschezi? Nu. Sau dacă e cazul, stai. Dar pentru început trebuie să vezi exact cum are comunicarea, trebuie să vezi exact care sunt ierarhiile în grupul respectiv, trebuie să vezi exact
care sunt evenimentele, incidentele, pentru că sunt evenimente pe care noi nu le știm. La școală, spre exemplu, o ceartă, o situație negativă poate îndemna copilul, poate duce copilul. Cât ar fi de fericit în familie, e un dezechilibru social către consumul de droguri. Mă duc să trag un joint pentru că stigmatizarea, tendința de excludere în grup, dacă nu fumează, fac cum... Uite, apropo de asta, și o să încerc că o cunosc, e din Târgu Mureș, o să încerc să o aduc pe Ada, pe cântăreața Ada. O știu. A zis că ea este șocată de faptul că fetele, când fac poză cu ea, își pun un stick pe față, așa. Și tot a văzut și a întrebat de ce. Cătălin, știi care era răspunsul? Că se simt urâte. Deci niște tinere... De ce? Pentru că aceste influențărițe, da, care pozează pe TikTok, pe Instagram, pe, mai puțin pe Facebook, că nu mai e, că suntem noi mai bătrâni acolo pe TikTok, unde e o nebunie, da, așa. De ce? Pentru că ele își pun filtre, ele le văd pe marile vedete, pe alea care fac bani, pe nu știu ce, cu filtre și că sunt frumoase și că nu știu ce. Și atunci este normal ca o fată la pubertate, când are coșuri, când are nu știu ce, să se simtă urâtă și așa acoperă fața. Este ceva cumplit, cumplit. Și așa cum spui tu, dintr-o frustrare de genul acesta, poate vine unul, că acum intră traficanții de droguri, sunt chiar elevi din școală, folosiți de dealer, da? Pentru a introduce droguri. Și atunci o vezi supărat, o vezi tristă, că e urâtă, care e coșul, că nu știu ce. Haide, ia aici încearcă. Ceva, încearcă. Ea încearcă, probabil se simte mai bine, nu conștientizează pericolul. Și uite așa, s-a distrus o viață pentru că nu s-a simțit frumoasă, deoarece ea vede numai frumuseți făcute din Photoshop, făcute din filtre. Este totul un fals. Adică nu știu ce se... Nu știu, trebuie să resetăm cumva lumea asta. Eu sunt foarte, vezi, foarte pasional așa, că nu mai pot, adică eu îi văd, eu circul cu metrou, eu circul foarte mult pe jos. Cătălin, este îngrozitor. Și mai ales fetele, și mai ales la niște vârste de 11, începând de la 11-12 ani, legat de ținută, de limbaj și de comportament față de alții. Adică ele nu mai iau nici seduse, își pun picioarele pe bănci, în metrou, așa, se uită cu scârbă, vorbesc urât. Și nu sunt din cartierele răufamate, nu. Dom'le, trebuie să le vadă, adică nu, cu siguranță le vezi și tu și mai mult decât mine, vedem, dom'le, ce facem? Hai să facem ceva până nu este prea târziu. Sunt devianțe, Cora, sunt devianțe tot din cauza sistemului educațional, cu o dublă neimplicare, cea de parentală, dar și cea din zona învățământului, pentru că în foarte multe situații sau în foarte multe țări, ca să exemplific studiul care l-am făcut în țările nordice, sunt lecții care se dau părinților la școală, adică sunt chemați la meditație pe zonă de parentaj, pe discuții clare, sunt scăpați sub o formă sau altă copii de sub control și aici intervine vulnerabilitatea, intervin vulnerabilitățile, scăderea stimei de sine, exact ce spuneai tu, zonele de depresie, zonele, și atunci se duc clar și inevitabil către zona de viciu. Fie că vorbim despre dependența de droguri, dependența de alcool, dependența de gadgeturi, este iarăși o problemă. Sunt țări care au interzis, și nu facem acum pe moraliști, sunt țări care au interzis până la anumită vârstă, până la 8 sau până la 10 ani, au interzis folosirea gadgeturilor. Adică, practic, noi nu trebuie să intoxicăm, nu trebuie să oprim accesul la informații, dar nu trebuie să intoxicăm copiii. Trebuie să crească sănătos. Firea umană, natura umană este să nu folosească excesiv chestiune care sunt sintetice, care sunt din afară, din exterior. Iar noi lucrul ăsta îl facem în mod pregnant. Vrem să părem, și atunci apare acel declic, vrem să părem ceea ce nu suntem. Punând de un filtru, mascând, încercând să spunem lucruri pe care le copiem de undeva, și aici apare marea problemă. Și ține tot de supraveghere parentală, care înseamnă undeva 90%, să zicem 10% înseamnă școala, trebuie tot aici, undeva în zona asta,
Dacă vrem să schimbăm lucrurile, nu putem să resetăm. Că nu putem să ștergem cu burete toate greșelile, că deci greșelile sunt deja perceptibile, sunt, le vedem la fiecare pas, exact cum spuneai. Trebuie să încercăm să impregnăm, să mergem cu un sistem de învățământ, cu un sistem de informare pe toată latura de, care ține de zona părinților, inclusiv partea de droguri, și să încercăm ușor să așteptăm în 5, 6, 7, 80 ani să schimbăm puțin lucrurile, să fie ca o cultură a educației. Și eu dau exemplul acesta cu insistență. Pe mine m-a șocat. În momentul în care am fost anul trecut într-un studiu în țările nordice, am fost în Finlanda. Ți-am spus-o pe asta? Da. Am fost în Finlanda și am văzut că în centrul Helsinki, în centrul capitalei, există un mare centru gen bibliotecă, dar nu bibliotecă. Deci inclusiv te învăța să cânți la instrumente, să coși, să băieții să bată un cui, un spațiu free. Deci am găsit cărți acolo fabuloase, limbi, mai multe limbi, lăsând la cele care sunt naționale. Și el a fost făcut la 100 de ani de la câștigarea independenței statului și a fost consultat poporul, 85% au spus, li s-au dat variante, vrem să fie ca un fel de centru multifuncțional, cum vrem să fie sub formă de valuri, că e sub formă de valuri. Și am văzut acolo sute mii de copii de adolescenți entuziași, bucuroși. Adică statul a dat gratis perspectiva, apropo de investiție în educația lor, gratis perspectiva, varianta în care să vină acolo să se joace, să învețe ceva, să citească ceva. Nu îi lasă să stea pe străzi foarte mult, nu îi lasă să meargă către anturaj. Asta putem să facem noi. Și scuză-mă că zic, acum două săptămâni am fost invitat la o activitate la Biblioteca Națională, la noi. Am făcut comparație. Nu vreau să vorbesc mai mult, nu vreau să știu de cine aparține, știu cum aparține, știu. Biblioteca noastră centrală este tristă. E trist, dar știu, nu, bine, nu s-o compară. Tu ești un drăguț. Nu, adică acolo aduc niște tineri care știu că sunt interesați sau nu, să aplaude la sfârșit și așa. Dar nu mai putem continua pentru că s-a terminat, din păcate, emisiunea. Eu știu că tu în continuare te documentezi. Lumea poate să, nu știu, tot nu-i de vânzare cartea ta, nu? Este pusă la editură, sunt ceva probleme de comunicare. Deci cartea lui Cătălin, Drumul spre iad, s-o cumpărați, pentru că e vorba despre exemple concrete și puteți să le citiți. Adică totuși, dacă văd tinerii și ei înțeleg și degeaba îi credem, doar că îi lăsăm noi să alunece într-o zonă greșită. Noi îi lăsăm, că ei nu cred că sunt de la natură, sunt așa, nu? Deci cumpărați sau faceți rost și mergeți, că tu și ții conferințe. Da. Și nu doar tu, să sperăm că vei reuși să faci un cerc cât mai mare de oameni interesați să participe cu sau fără bani, că la urma urmei facem și voluntariat. Nu vorbim despre bani aici. Numai fără bani, să fac asta. Cine se gândește la bani greșește. Nu viața... zic, în zonele guvernamentale acolo sunt obligați. Că acolo altceva, ei, da. Ei sunt obligați, normal că fără bani. Noi, ți-a plăcut decorul? Super! M-am pierdut în decorul ăsta. E superb. Suntem, desigur, la Hotel Fionicea, într-un alt decor, iată, cu flori frumoase. Mulțumim din suflet gazdelor noastre de astăzi, Hotel Fionicea. Cătălin, îți mulțumesc din suflet. Îmi pare rău, o să mai te chem, pentru că eu, chiar dacă, să zicem, nu știu câtă audiență și nici nu mă interesează, oricum mai puțină decât domnul acesta interpret, așa. Nu suntem la concurență. Da? Pentru că e bine ca toată lumea să afle și mie îmi place foarte mult ceea ce faci tu și mă bucur tare mult că ești și mediatizat, că presa te invită și te preia și așa, și chiar este un rol social extrem de important. Promis. Mulțumesc. Să te determin să mă inviți de foarte multe rânduri. Da, cu mare drag. Mulțumesc și astăzi echipei de la Metropola TV, Doru, Bobby, Sebi și John. Am făcut și azi o treabă foarte bună și subiectul pe măsură, și să aveți grijă, oameni buni, de copii, de tineri, pentru că chiar este o problemă
Și chiar ar fi bine ca acele vârfuri, excelențele, să fie purtate prin țară și să fie date exemplu, chiar dacă sunt oameni simpli, cum este acel invitatul meu de duminica trecută, Marcel Mustafa, care vreau este un exemplu. Vă doresc sănătate și să aveți o săptămână bună, să ne revedem cu bine săptămâna viitoare la Corazon. La revedere!